Cum vezi evoluția, starea nației? Cum o să, în următorii ani, cum o vezi? Adică ce se va transforma? Va fi live? Va fi cu public? Va fi cu band? Da, am inclusiv discuțiile pe care le-am avut săptămâna trecută cu o televiziune, au mers în această direcție. Putem să facem în acest moment un super late night, care să fie o parte cu ce facem noi acum și o parte cu invitați. De fapt, show-ul nostru a fost gândit cu invitat, cel puțin unul, care să intre pe modelul The Daily Show cu Jon Stewart în ultimele 10-12 minute. Problema era audiența. Ne-am făcut toate calculele, am scris liste întregi cu invitați și ne-am dat seama că făcând zilnic treaba asta, vom rămâne fără invitați care să ne asigură audiență foarte repede. Noi fiind plătiți la audiență, a trebuit să lăsăm proiectul la o parte. Am vrut să facem o ediție duminica la TVR, trecând peste treaba asta cu 3 zile libere, am zis hai să o facem și ea trebuia să intre din toamnă. Avem proiectul, avem costurile, avem totul făcut. Tot. N-a intrat pentru că TVR acolo trebuia să producă emisiunea, că îmi trebuie public, îmi trebuie nebunie, se face în direct și așa mai departe. TVR n-a avut la momentul respectiv resursele necesare și noi nu aveam timpul necesar să producem și resursele pentru acest show. Da, la momentul ăsta eu am cea mai bună echipă de creație pe această zonă. Am făcut o rețetă care merge foarte, foarte bine. Noi funcționăm ca niște roboți de luni până joi. Am raționalizat totul, am pus totul și e o rutină pe care o avem și funcționăm foarte, foarte bine. Vom mai avea producții. Emisiunea asta prevede după primele 5 sezoane să umblăm foarte tare, să reinventăm lucrurile. Acum, pentru sezonul următor, vom schimba decorul și niște lucruri acolo, adică va apărea o scenuță lângă mine, va fi un moment de stand-up la început, va fi un moment de stand-up la final care nu va fi legat de politic, va apărea un band. Deci cu timpul le vom face pe costurile noastre. Norocul nostru este că existăm foarte mulți oameni care se uită la emisiune, sunt și ei dispuși să vină să spună da mă, venim noi o dată pe săptămână și vă asigurăm un fundal sonor. Venim noi și astfel de colaborare am avut la România TV cu Țapinarii. O colaborare foarte, foarte bună din punctul meu de vedere. Dar eu n-am avut din ce, cu ce să-i plătesc pe oamenii aia. Adică și mi-a fost rușine să continuăm și să mergem mai departe pentru că nu aveam cu ce să-i plătim. Dar da, va fi și un late night, vom face. Unul adevărat, adică uitați-vă în state la ce face Jimmy Fallon de pildă și vedeți acele momente, știi că la noi ajung momentele, ia uite, a cântat cu Tom Cruise, nu știu ce a făcut, nu știu. Bă, ea repetă de mor până fac lucrurile alea, adică alea nu sunt făcute așa, hai a venit și s-a întâmplat nu știu ce, nu, i-ai văzut, aia se uită în camere și citesc, totul e făcut astfel încât să fie show, pentru că mai există oameni care spun, ce dracu faceți voi acolo? Că citești dintr-un prompter de ăla și... Există chiar din partea concurenței o replică de genul ăsta. El citește de pe prompter. Aha, da, da. Prompterul ăla, nu știam asta, prompterul ăla, că în general îi curentez și eu pe aia care mă curentează pe mine, dar de asta n-am știut. Și vezi de ce e mai bine să nu știi lucruri? Nu te afectează și nu te încarcă să ai gânduri negative. Prompterul ăla nu se umple singur. Deci nu e o chestie, vine cineva, bagă ceva în el și nu. Tot noi suntem acolo, iar respectul față de cititor, față de, sunt obișnuit cu presa scrisă, n-am scăpat de asta cu cititorul, respectul față de telespectator, așa mi-l arăt. Oferindu-i un produs, nu căutând ca bou pânziare, vă mai zic, stați că mi-am adus aminte să vă povestesc ce mi s-a întâmplat alaltă ieri cu soacră mea. Bă, nu îl respect așa, din punctul meu de vedere. Alții se pot simți foarte respectați pentru că un om care l-a amenințat unul azi în trafic povestește 40 de minute ce i s-a întâmplat.
Poate unii se simt foarte respectați când li se întâmplă asta. Eu, unul ca telespectator, nu m-aș simți. Eu nu aș vrea ca Dragoș Pătraru să vină și să-mi spună mie ce dracu a făcut el săptămâna asta, pe unde a fost, cu cine s-a întâlnit, pe cine a vrut să bată, ce s-a întâmplat. Nu. Eu vreau să-mi ofere un produs pe care l-a gândit, pe care a lucrat, pe care a muncit și l-a adus la o formă ok pentru mine. Eu așa îmi arăt respectul față de telespectator. Ajungând, muncind 100 de ore împreună cu 10 oameni în fiecare zi și oferind acest produs. Și acest Leinal când îl vedem? Nu știu când o să-l vedem. Eu sper să-l putem vedea din toamnă în toată splendoarea lui. Pe TVR? Sper că pe TVR. Dacă lucrurile nu se vor precipita acolo în următoarea perioadă, pentru că mai există și varianta asta, ca să scape de responsabilitate, parlamentarii pot lua niște măsuri care să ducă foarte repede la închiderea TVR-ului. Adică nu e nicio... E singurul lucru pe care eu l-am la TVR, este această audiență. Sunt aceste cifre. Acesta va fi pe lângă Starea Nației sau se va transforma în acel late night show? Păi nu, poate să fie în varianta inițială, era Starea Nației de duminică și atunci se înțelegea că e de duminică ăsta și facem ceva diferit acolo. Asta dacă va fi la TVR. Dacă nu, o să vedem. Dar în mod normal, pentru a cincea producție pe TVR, asta am propus să facem noi. Vom vedea. Gândim și o producție foarte serioasă. Într-o echipă lărgită, unde eu voi avea un rol mult mai mic, dar gândim și o producție serioasă, tot de o oră, pe care o vom prezenta. Dacă oamenii vor să o ia, ea cu siguranță e diferită față de tot ce se întâmplă aici, adică va fi un documentar în adevăratul sens al cuvântului, cu care TVR ar putea să participe și la concursuri internaționale și așa mai departe. Mai sunt oameni acolo care fac lucruri de astea și fac o treabă foarte, foarte bună. Chiar a fost un premiu acum câteva luni, mi se pare, nu știu, la NATO sau nu știu cine a premiat un jurnalist de la TVR pentru un reportaj, pentru o emisiune. Și vom încerca să facem și noi asta. Dar acolo sunt niște oameni, niște specialiști care intră, lucrează, fac documentare și așa mai departe, pe care i-am alăturat echipei, că noi nu mai putem. Noi am ajuns deja aproape de full la capacitate. Dar eu cred că lucrurile se vor mișca în direcția bună, pentru că atâta timp cât suntem încrezători în forțele noastre și ne dorim să facem lucruri bune, având în centru preocupărilor noastre interesul public, interesul oamenilor, n-are cum să nu iasă. Efectiv, n-are cum să nu iasă, mai ales în peisajul media actual. Eu cred că până în toamnă ne vom așeza foarte, foarte bine, pornim și acel turneu național, ne vom întâlni cu oamenii și vom reuși să facem în jurul acestei emisiuni o comunitate foarte, foarte puternică de oameni dispuși să accepte această înțelegere. Avem o poziție egal critică. M-a acuzat odată domnul Ciuvică la România TV că sufăr la fel ca CTP de echidistanțită, așa mi-a zis, că suntem duși cu capul, că suferim de echidistanțită, adică dacă l-am atins pe ăla așa, așa trebuie să-l pleznesc și pe ăla. Cred în continuare că asta este singura rețetă ok cu care poți să faci presă împăcat cu tine și în interesul publicului. În momentul când nu o vom mai face, bineînțeles că oamenii vor veni și ne vor trage de mânecă și ne vor sancționa. Când nu va mai exista audiență, e evident că nu mai suntem, nu-i mai avem pe acei oameni în spatele nostru care ne susțin, și atunci vom merge fiecare la casa lui și vom face, nu știu, ce știm. Dacă vom fi bun la cărat banane în piață, vom căra banane în piață, dacă vom reuși să facem alte lucruri, le vom face. Mult succes, Dragoș Pătraru, mulțumim pentru prezența. O precizare vreau să fac, da, atât. Nu vreau să candidez în viața mea la nimic în această țară. În viața, pentru că am fost sunat în ultima perioadă de câteva ori de niște oameni, unii dintre ei nu-i cunosc deloc, care m-au întrebat dacă mă interesează vreo chestie de asta. Nu știu, dar poate erau din alte părți, din alte... Deci nu vreau. În viața mea nu vreau niciodată, deci nici nu vreau să aud așa ceva. Și dacă aș vrea să le spun oamenilor că dacă mă văd candidând la ceva în țara asta, să mă scuipe când mă văd pe stradă. Da? Ca să lămurim treaba asta odată pentru tot, că tot aud tot felul de lucruri, tot felul de... Dar de unde apar și de ce fugi? Ultima întrebare. De ce fug de așa ceva?
Pentru că sunt total incompetent în acel domeniu. Să candidez la ce? Să fac ce? Nu cred că... Adică eu cred că această țară va trebui să-și... Va fi nevoită și se vede treaba asta să-și crească niște oameni care să facă din politică o carieră. Eu nu-mi doresc asta, nu-mi place și nu vreau, dar i-am sfătuit pe foarte mulți oameni specialiști într-un domeniu să meargă și să facă lucrul ăsta. Sunt foarte mulți oameni care o pot face cu mare succes. Eu nu vreau asta și sunt total scârbit de oameni care se folosesc de zona asta ca să crească, da, notorietate și așa mai departe și apoi să meargă repede să găsească un post călduț. Nu, eu asta vreau să fac tot timpul în această zonă. Presă, să scriu, să televizor cât oi mai fi. Oricum, s-a văzut la televizor, nu trebuie să te ajute foarte mult nici moaca, adică poți să apar, să fii ok. Dacă eu am reușit, asta ca un sfat pentru cei care vor să încerce, aveți foarte mari șanse să reușiți și voi.